Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii De vorbă cu stomatologul. Știm cu toții cât este de important să ai un zâmbet sănătos și frumos care vine la pachet cu o viață plină de beneficii și cu încredere în sine. Dar, de asemenea, știm cu toții și cât de dificil le este unora dintre noi să ajungă regulat la medicul stomatolog, situație care, de cele mai multe ori, duce la pierderea definitivă a dinților. Avem norocul că tehnologia evoluează și putem să o folosim în toate domeniile cu care interacționăm, lucru care se întâmplă, bineînțeles, și în medicină și mai ales în stomatologie, unde a fost inventat un sistem prin care pacienții care au rămas fără dinți naturali pot să aibă dinți noi, fixi, în 24 de ore sau chiar mai puțin. Despre această procedură ne va vorbi domnul dr. Ionuț Leahu, medic stomatolog specialist în implantologie orală. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Vă rog frumos să ne spuneți cum funcționează acest sistem și ce presupune o intervenție de refacere a danturii. Este o tehnică care deja a intrat în normalitatea vieții de zi cu zi pentru noi ca și experți în domeniul implantologiei orale, în care pacientul se prezintă ori cu foarte puțini dinți și care sunt cu foarte puțini dinți care sunt stricați și nu mai pot fi păstrați, și cu ajutorul și sedării intravenoase, adică pacientul primește ceva și pe venă, nu doar anestezie locală, sunt cât el este foarte, foarte relaxat și de multe ori doarme în timpul acestei proceduri, îndepărtăm dinții, curățăm toate infecțiile de la nivelul osului și inserăm în aceeași intervenție 6 implanturi în partea de sus, 4 implanturi în partea de jos. Și imediat după operație se pot lua amprente direct pe aceste implanturi proaspăt inserate, ca a doua zi pacientul să primească un set de provizorii, de lucrări fixe, astfel încât pacientul de a doua zi poate să zâmbească, poate să mănânce alimente moi, dar cel mai important lucru este că își recapătă încrederea în sine. Chiar astăzi, înainte să intrăm în emisiune, am văzut o pacientă care avea bărbia foarte, foarte strâmbă, pentru că purta o proteză mobilă, o proteză pe care pacienta o susținea doar cu ajutorul buzei de jos. Și automat, asta este primul impact și asta era și lucru care a dus-o cumva către această soluție, pentru că și-a dat seama că totuși proteza dentară mobilă, care este o tehnologie de peste 100 de ani, poate chiar mai veche de atât, nu poate satisface nevoile unui om modern care mai vrea să trăiască în societatea de astăzi. Ce fel de implanturi folosiți și dacă ar fi să facem o ierarhie a calității implanturilor de pe piața românească, acestea pe care le folosiți dumneavoastră în sistemul de refacere a danturii în 24 de ore, unde s-ar situa pe scară? Un aspect foarte, foarte important este că tehnica Fast and Fixed este o tehnică care aparține companiei care produce niște implanturi foarte specifice pentru această tehnică. Deci nu putem să facem Fast and Fixed cu orice fel de implant produs cine știe unde. Și este foarte important ca, pentru că ce se întâmplă acum din ce în ce mai mult, pentru că internetul a decăpătat niște proporții foarte mari, oricine poate intra pe internet și să spună eu fac Fast and Fixed la jumătate de preț. Dar nu este Fast and Fixed, pentru că ai nevoie de niște implanturi dentare premium, pentru că trebuie să înțelegem că la implantul dentar nu vrem să mai umblăm vreodată în viața pacientului. Adică implanturile acestea dentare care sunt utilizate în tehnica originală sunt gândite să reziste 1000 de ani. Sunt fabricate din titan de gradul 4, care este cel mai bun titan pentru a rămâne în osul pacientului. Și mai este un aspect important, componentele toate care țin dinții fixați pe aceste implanturi sunt foarte, foarte rezistente și nu există riscul să se rupă vreo componentă pe parcursul vieții pacientului. Tocmai de ce este singurul sistem în care producătorul garantează pe viață toate aceste componente contra oricărui defect sau orice s-ar putea întâmpla pe parcursul vieții pacientului. Și cărei categorii de pacienți vă adresați în mod special când vine vorba de această intervenție? Aici, din punct de vedere al vârstei, am avut experiențe cu pacienți care aveau 24 de ani până la pacienți care aveau în momentul operației 86 de ani. Deci vârsta nu este un factor pentru acest tip de intervenție. Am mai întâlnit foarte mulți pacienți care sunt în jur de 60 de ani și care spuneau ok, dar ce sens mai are să mai fac acum intervenția asta?
Da? Din păcate, la noi mai există această tendință ca bătrânii să fie lăsați într-un colț. Adică să ne punem bătrânii, să ne punem bunicii, părinții care sunt în vârstă, să-i lăsăm într-un colț acolo să se chinuie. Ei oricum sunt și foarte orgolioși din punctul ăsta de vedere și nu vor să ceară ajutor copiilor. Și este normal, este logică, o intervenție de genul acesta atât de avansată și de performantă și care să fie 100% sigură, nu poate să vină cu niște costuri foarte mici. Adică pentru refacerea întregii danturi ne uităm la un buget de peste 10.000 de euro, cel puțin pentru ceva de calitate. Și acum îmi imaginez că bunicii care au o pensie de poate, nu știu, 600-800 de lei pe lună nu își vor permite niciodată acest tip de intervenție, mai ales că ei, la fel ca noi toți restul, nu și-au planificat acest moment al vieții lor, momentul în care trebuie să investești în sănătatea ta și trebuie să vii cu niște piese de schimb în cele din urmă, că toate tehnicile astea revoluționare vin ca niște piese de schimb. Îmi schimb dantura mea care s-a dus pentru că la un dat se strică cu ceva nou. Și tocmai de aceea e foarte important ca tocmai aici să intervină copiii. Și avem și multe consultații în care vine pacientul în vârstă cu unul din copii și în care întotdeauna discuțiile financiare le avem cu copilul, pentru că chiar ei îmi spun să nu afle cumva că nu și-ar face niciodată așa ceva dacă ar ști cât de mult costă. Și tocmai, în cel urmă, trebuie să ne gândim că este vorba de calitatea vieții. Adică, să fim serioși, chiar dacă pare un buget mare la început, trebuie să înțelegem că este un buget pe care pacientul, dacă alege soluția corectă, originală și făcută de o echipă de profesioniști, este o cheltuială odată în viață. Da? Deci față de mașină, care mașina o schimbăm de mai multe ori pe parcursul vieții și oricum nu dormim cu mașina. Adică, și nu mâncăm cu mașina. Și nu mâncăm cu mașina, nu vorbim cu mașina, adică ar fi chiar ciudat. Și inclusiv sunt foarte mulți care preferă să investească în casă, în gardul din fața casei. Adică toate aceste lucruri nu aduc plus valoare în viața noastră atât de direct cum fac dinții. Pentru că trebuie să înțelegem că un pacient, mai ales care începe să treacă în etapa vieții în care îmbătrânește, dacă nu se poate alimenta corect și dacă nu are încredere în el, nu are poftă de viață, întotdeauna timpul și calitatea vieții scade dramatic. Adică am văzut schimbarea asta chiar acum, de acum 7 ani de zile, când am început să fac tipul acesta de intervenții, în care printre primii pacienți pe care am operat cu această tehnică, un domn care avea 82 de ani la acel moment și care era foarte, foarte deprimat pentru că tocmai rămăsese și văduv, nu mai avea chef să se vadă cu prietenii, nu mai vrea să mai iasă din casă. Și am observat o schimbare dramatică în momentul în care și-a recăpătat dantura fixă. Pentru că chiar a continuat să lucreze și acum în continuare îl vedem la controle. Deci vă dați seama, are aproape 89 de ani astăzi. Deci chestia aceea în care un pacient, când aud un pacient care are 50, 60 de ani, chiar și 70 de ani, care îmi spune care mai e sensul. Păi care mai e sensul vieții atunci? Adică chiar așa este o vârstă în care spunem gata, nu mai contează, de acum vreau să aștept să mă duc. Dimpotrivă, contează fiecare zi. Care este planul de tratament sau etapele pe care le parcurge pacientul de la prima vizită până pleacă acasă cu dinții fixi? Avem și varianta cea mai rapidă posibilă în lumea asta, în care vine pacientul și cum a venit săptămâna aceasta o doamnă din Bârlad, care a venit cu bagajelul la consultație, i-a anunțat în prealabil că dacă s-ar putea să o și operăm. Am realizat consultația, întotdeauna pornim cu imagistica tridimensională pe care o realizăm tot în clinică și toate radiografiile de control realizăm în clinică pentru că avem toate dotările necesare. Discutăm despre starea de sănătate generală a pacientului și aici urmărim anumite interacțiuni cu anumite medicamente. Dar acestea sunt lucruri care se pot rezolva indiferent de starea generală de sănătate a pacientului. Dacă totul este în regulă, avem toate informațiile, avem și echipa pregătită, intrăm în intervenție cu recoltarea unei cantități mici de sânge, pentru că folosim o tehnologie, tehnologia factorilor de creștere, pentru că în sângele propriu al pacientului există tot ce este necesar pentru vindecarea lui. Și asta ajută foarte mult odată că dăm cu acești factori de creștere pe suprafața implantului înainte să ne inserăm și deja pornim cu o vindecare accelerată și acolo vom avea
o calitate a vindecării osoase, adică efectiv cât os va fi pe acel implant. S-au făcut foarte multe studii și s-a luat concluzia că crește o cantitate mult mai mare de os pe suprafața implantului, ceea ce în timp se traduce cu o rezistență mai mare a acelui implant în osul pacientului. Și desigur ne uităm și la vindecarea gingiilor, pentru că după o intervenție genul acesta, asta urmărim, să se vindece foarte, foarte rapid gingia imediat după operație. Am recoltat sânge, pacientul primește o linie venoasă prin care se administrează tot ce are el nevoie să fie confortabil, adică inclusiv putem să controlăm tensiunea pacientului în timpul intervenției, administrăm medicamente și ne asigurăm că el este relaxat. În care se realizează anestezia locală și intrăm în intervenție în care îndepărtăm ce dinți mai sunt stricați în cavitatea orală, curățăm foarte bine osul, inserăm implanturile, reparăm osul și apoi suturăm gingia. Pacientul după această etapă deja, după ce nu mai primește nimic pe venă, el într-un sfert de oră, 20 de minute, merge singur, vorbește, este 100% conștient. Deci această sedare conștientă nu vine și cu, să spunem, senzația neplăcută după anestezie generală în care pacientul este de multe ori și intubat. Pentru că nu este cazul să mergem chiar până acolo. Pacientul se simte foarte, foarte relaxat și cu această sedare conștientă. După ce am realizat intervenția, mai facem o radiografie de control, iar apoi pacientul este preluat de echipa de protetică, care se ocupă de pusul dinților efectiv. Și acolo se iau amprente. După ce s-au luat și amprentele, pacientul poate să meargă liniștit să se dihnească, revenind a doua zi pentru lucrările provizorii. La montarea lucrărilor provizorii ne asigurăm că zâmbetul este unul foarte, foarte plăcut, că pacientul vorbește în regulă, că este totul drept, iar după care pacientul poate deja să plece acasă. Deci este suficient de multe ori că vin foarte mulți pacienți din afara țării și din afara Bucureștiului. Este suficient o noapte, maxim două de cazare în București și tocmai pentru această cazare avem una din clinici chiar în cadrul unui hotel de 4 stele, astfel încât putem să avem toate serviciile acolo. Adică pacientul coboară din cameră, este operat, se duce înapoi în cameră să se odihnească, adică totul merge foarte, foarte simplu. După tot ce am terminat această intervenție, pacientul trebuie să se întoarcă la un control cam la 10 zile, dar avem și foarte mulți pacienți care vin deja peste 4 sau 6 luni de zile pentru facerea lucrurilor finale. Vreau să vă întreb dacă există posibilitatea personalizării planului de tratament în funcție de pacient sau aveți un plan de tratament standard pentru această intervenție fast and fixed? Când vine vorba de intervențiile fast and fixed și de planul de tratament, totul se personalizează în funcție de cantitatea de os disponibilă. Pentru că avem mai multe situații. Avem o situație în care pacientul vine relativ din timp la noi și în care pacientul mai are destul de mulți dinți, chiar dacă sunt foarte mobili, chiar dacă sunt cu probleme. Avem și descoperim că avem o cantitate suficientă de os în care să inserăm toate implanturile cu o augmentare minimală osoasă. Pentru că când vine vorba de os, avem două categorii de os la care ne uităm. Ne uităm odată la osul necesar pentru a insera efectiv fizic implanturile. Și pentru asta ne uităm la osul care se află între sinusurile maxilare și sub nas. Da? Și acea cantitate poate fi suficientă de multe ori să inserăm implanturile. Doar că ne mai uităm la o cantitate de os, ne uităm la cantitatea de os care este plasată imediat aici sub linia nasului. Și acest os determină cum arată buza pacientului. Și mai ales la doamne, este foarte, foarte important să îi refacem acest os imediat sub linia nasului. Pentru că acel os va determina dacă pacientul are un aspect îmbătrânit, chiar dacă va primi dinți. Deci chiar dacă punem dinți fixi, dacă nu reparăm acest os, atunci pacienta va avea foarte, foarte multe riduri și când va zâmbi, va arăta totul destul de nenatural. Adică va fi foarte ciudat cum vor fi plasați acei dinți cumva în afara osului pacientului. Tocmai de aceea intrăm în această categorie de față de soluția simplă în care pacientul are suficient os și ne uităm și la acest contur al buzei, la pacientul care are un grad de dificultate mediu, adică avem suficient os să inserăm implanturile, dar trebuie să îmbunătățim mult și aspectul
gurii în general, adică să ne uităm inclusiv la buze și la fața întreaga pacientului. Aici este puțin o diferență, aici este de fapt o diferență foarte mare de rezultat între ce realizăm noi având 7 ani de experiență și sute de cazuri, tocmai de aceea văzând în timp ce se întâmplă cu acești pacienți, am descoperit că de multe ori dacă nu am realizat această augmentare osoasă și să reparăm acest os, pacientul la un an, la 2 ani, la 3 ani este nemulțumit de aspectul buzei. Da? Și atunci de cel mai multe ori trebuie să reintervenim pentru a repara și acel os. Tocmai de aceea noi propunem din start de cam de 3 ani de zile, propunem din start pacientului să-i refacem maxilarul cât de mult se poate. Pentru că știm ce se va întâmpla peste câțiva ani. Știm foarte clar că osul pe care îl găsim în momentul în care punem implanturile, el va continua să se resoarbă într-un ritm foarte lent, dar acea resorție osoasă va continua peste ani. Și pentru că ne dorim ca această intervenție să fie o dată în viață, vrem să facem absolut tot ce ne permite știința în ziua de astăzi, ca să creăm acest rezultat care nu doar că oferă niște dinți fixi, dar oferă și un aspect întinerit și o rezistență în timp foarte, foarte mare. Pentru că este normal și este foarte simplu de înțeles. Adică dacă am doar un milimetru de os în fața implanturilor, care este cam atât, sau dacă am 3, 4, 5, 6 milimetri în fața osului. Limita la care ne uităm și limita care studiile au arătat că trebuie să o avem, este de minim 2 mm în fața implanturilor noastre. Tocmai de aceea este bine să adăugăm de fiecare dată 3-4 mm, astfel încât în timp, peste 10 ani, 15 ani, 50 de ani, să mai rămână suficient os, astfel încât pacientul să arate foarte bine și acele implanturi să funcționeze pentru toată viața. Ce fel de os folosiți? Este un os artificial sau am auzit cazuri în care se operează pacientul, se ia din osul lui, se pune în gingie? Cum procedați? Da, era o tehnică mai la începuturile augmentărilor osoase și chirurgiei orale, în care se lua os ori din scalp, se lua os din șoldul pacientului, se lua os din tibie, din alte părți ale corpului. Doar că ce s-a descoperit? S-a descoperit odată că pacientul este chinuit, da, pentru că mai este o altă operație în altă parte. Și mai un aspect important, au descoperit studiile că osul luat din altă parte știe că nu este locul lui în gură. Și în timp se resoarbe, adică în 2 ani de zile osul ăla dispărea ca prin magie. Da? Și atunci tot osul pe care îl folosim este o combinație dintre osul pe care îl recoltăm în momentul în care frezăm pentru implanturi, pentru că atunci când pregătim pentru a insera un implant, trebuie să dăm o gaură în osul pacientului. Și putem, cu o tehnică specială de frezat, să recoltăm tot acel rumeguș, adică nu irosim nimic din materialul biologic al pacientului. Și acel os îl amestecăm cu biomateriale gândite special în funcție de situația pe care o avem de creat. Și mai este o situație în care trebuie să reparăm osul. Avem și cazuri în care pacientul nu are suficient os în zona de sus, în zona maxilară, pentru că sinusurile care sunt în zona aceasta, sinusurile maxilare, sunt foarte, foarte mărite. Și atunci dacă am pune, chiar dacă punem implanturile angulate la 35 de grade, nu ieșim cu sprijinul suficient din spate. Sau ar fi loc doar pentru 4 implanturi și doar pentru zona asta din față. Și în care pacientul, în loc să primească 12 dinți, ar primi doar 8 dinți, care nu sunt suficienți pentru a reface masticația și funcția vitală cum este vorbitul. Deci nu ar putea să vorbească normal pacientul. Numai de aceea, în aceeași intervenție, avem de multe ori de refăcut osul și în dreptul sinusurilor maxilare, care, deși recomandarea, inclusiv a producătorului, este ok, folosește tehnica asta, pune implanturile angulate de 35 de grade și nu mai este nevoie să reconstruiești osul. Bine, nevoia nu este a mea ca și specialist, nevoia este a pacientului. Și pentru pacient reconstruim osul ca să-i dăm o soluție cu 12 dinți, să avem sprijin și în spate și atunci trebuie să reconstruim osul în sinusul maxilar și în plus să-i refacem osul în fața implanturilor ca să aibă un zâmbet cât mai natural, nu doar când zâmbește și arată dinții, ci toată gura, inclusiv buzele. Ați vorbit de augmentare osoasă, adică reconstrucție de os, sinus lift, inserare de implanturi, da, sedare. Sunt niște manopere destul de complicate. Cu ce probleme de sănătate nu sunt compatibile aceste manopere pe care le efectuați dumneavoastră? În primul rând,
trebuie să înțelegem că sunt foarte mulți pacienți care au boli cronice, adică sunt cu tensiunea mărită, sunt care sunt pe anticoagulante pentru că au probleme cardiace, sau au avut un atac de cord în trecut sau un atac cerebral. Sunt pacienți care au diabet, foarte mulți. Toate aceste probleme, atâta timp cât sunt ținute sub control, adică dacă pacientul merge la cardiolog și își ia tratamentul, da? Și în care noi discutăm cu cardiologul și stabilim foarte clar un plan de tratament și cu cardiologul, nu avem niciun fel de problemă. Am operat un pacient care a avut un atac cerebral în 84, deci în 1984, și era pe tratament cu anticoagulante de atunci. În cazul lui, pentru că lua anticoagulante de peste 30 de ani, a trebuit să petrecem o perioadă mai lungă ca să-l ajutăm să fie reglat cât să poată fi operat. Adică a trebuit să aștepte chiar 2 săptămâni pentru a putea să primească dinți fixi. Dar tehnologia există și acolo. La pacienții cu diabet, de multe ori se mai întâmplă să descoperim noi diabetul, pentru că verificăm glicemia pacientului și am avut pacienți care aveau glicemia 200, care aveau glicemia 250-300, când normalul este până într-o 100. Da? Și în care pur și simplu am trimis pacientul la specialistul în diabet și care s-a asigurat că îi reglează glicemia și iarăși am putut să-l operăm fără niciun fel de problemă. Deci aș putea să spun că nu mai există în ziua de astăzi probleme medicale generale care să fie o contraindicație absolută. Sunt doar, presupun doar niște pași suplimentari până să putem să facem această operație. Dar în ziua de astăzi, oricine își dorește dinți fixi și este dispus să vină și cu bugetul alocat pentru o tehnologie de vârf, va primi dinți fixi. Există posibilitatea eșalonării, că ați vorbit de costuri destul de ridicate. Pentru pacienții care nu își permit să facă acest lucru, aveți posibilitatea să-i ajutați? Exact, sunt două categorii de pacienți. Sunt și pacienți care își planifică acest moment în viața lor și se apucă de să-și pună niște bani deoparte, poate cu 5 ani în urmă, 6 ani în urmă, dar există și categoria care este cea mai întâlnită, cel puțin din experiența mea profesională de până acum, în care pacientul este surprins de faptul că îi cedează dinții. Și atunci, normal, vine un buget important și aici vin partenerii financiari care pot să financeze până la 5 ani de zile această activitate. Pentru că pacientul să nu fie nevoit să apeleze doar la bugetul pe care îl are în acel moment și să ia o decizie de moment pentru tot restul vieții. Adică, tocmai asta am căutat și soluții din punct de vedere financiar, ca pacientul să plătească în rate, astfel încât să-și permită tehnologia cea mai potrivită pentru el, pentru sănătatea lui, și să nu fim atât de legați de partea aceasta financiară. Da, și orice investiție în sănătate nu e mare, e nevoie de ea. Da, este foarte mare nevoie, doar că ține foarte mult de cultura noastră ca și români. Peste tot în afară, acest gen de soluție costă de 3 ori mai mult. Chiar cu aceeași tehnologie și chiar dacă în afară nu au aceeași experiență pe care o avem noi în România. Adică noi vedem și tratăm poate de 3-4 ori mai multe cazuri lunar decât sunt văzute în cea mai de top clinică din Germania pentru acest tip de intervenție. Doar că noi cum compensăm în continuare în România? Muncim mai mult și suntem plătiți noi ca și specialiști mai puțin. Pentru că în rest materialele costă mai mult, tehnologia, aparatura în sine costă mai mult și desigur toate aceste lucruri, dacă nu am munci și noi mai mult, nu ar fi posibile să le putem oferi în România, tocmai pentru români, fie că locuiesc în țară, fie că locuiesc în afara țării. Am vorbit de beneficii, dar riscurile acestui sistem, după ce pacientul se operează și trece sau nu trece perioada de refacere, pot să apară riscuri, infecții, dureri? Ca și cu orice fel de intervenție chirurgicală, sunt desigur niște lucruri la care trebuie să fim atenți. Primul lucru la care suntem atenți este ca pacientul să nu fumeze după acest tip de intervenție niciodată. Pentru că trebuie să ne gândim de ce și-a pierdut dinții și umblăm, în primul rând, să tratăm de ce și-a pierdut dinții. Adică dacă pacientul fumează, trebuie să lase de fumat, trebuie să țină o igienă orală mult mai bună și trebuie să vină la medicul dentist mai frecvent, adică la fiecare 4 sau chiar 6 luni maxim să vină la medicul dentist. Imediat după intervenție, cel mai mare risc este riscul de infecție. Și tocmai aici intervine igiena și desigur noi administrăm și un tratament cu antibiotice ca să facem prevenția acestui lucru. Chiar dacă apare o complicație de genul infecție, pur și simplu
o vedem la controle și o putem gestiona astfel încât să nu pierdem cazul, adică pacientul să nu piardă niciunul din implanturi. Pot să apară dureri de maxilar sau de mandibulă după ce se inserează implanturile? După intervenția în sine, nu doare faptul că am inserat implantul, ci doare că am tăiat gingia ca să ajungem să inserăm implantul. Și după o intervenție mare cu augmentări osoase mari, cu tot felul de lucruri pe care trebuie să le facem ca să-i creăm acel rezultat pe termen lung, primul pas în vindecare este umflătura. Deci faptul că pacientul se umflă, de multe ori se și învinețește, aceea nu este o complicație. Da? Deci nu este o problemă că pacientul s-a umflat. Este un lucru foarte normal, așa se vindecă corpul uman. Întâi se umflă, apoi se vindecă. Când vine vorba de dureri de după, acestea de multe ori nu există. Adică pacientul vine foarte umflat în a treia zi de control, dar spune, nu mă doare nimic. Da? Deci, și în cât timp imediat după? Care este? 5, 7, 10, 20 de zile? Umflătura maximă se întâmplă cam în a treia zi, iar apoi pacientul va observa că până seara se mai desumflă, dimineața se trezește puțin mai umflat. Și acest proces se repetă ca până în maxim 2 săptămâni pacientul să nu mai aibă niciun fel de problemă. Și cel mai interesant lucru de când am început să facem aceste augmentări în zona aceasta, să reparăm osul maxilar, este foarte amuzant că pacientul vine peste o lună și spune încă mai sunt umflat și simte aici, el simte de fapt augmentarea osoasă și faptul că maxilarul este refăcut și că este din nou buza susținută, este din nou bombată buza. Și în care întotdeauna îi liniștim, trebuie să-i liniștim, să-i spunem, nu, acolo nu-i umflat, ăla este osul nou creat. Da? Care urmează să se integreze în organism. Care deja la o lună de zile, deja acolo este o situație stabilă și acolo este un rezultat stabil care va fi stabil, adică la fel de bombat și peste ani de zile, astfel încât pacientul să aibă un zâmbet foarte, foarte natural. Cât de cunoscută este această intervenție în România și cam câte intervenții faceți dumneavoastră de acest fel, pe săptămână sau pe lună? Având în vedere că noi facem intervenții de genul acesta de 7 ani de zile și mai mult chiar și personal sunt medic referent prezent în România cam de aproape 3 sau 4 ani de zile, pot să spun că am contribuit foarte mult la a educa în primul rând pacientul, că este o soluție posibilă, dar ducem o luptă să educăm și medicii, pentru că sunt în continuare medici care pentru pacientul cu boală parodontală, adică tocmai pacientul care își pierde toți dinții din cauza parodontozei, primește informația că la tine nu mai merge nimic, că la tine nu se mai poate face nimic, că la tine nu o să meargă implantul dentar. Ceea ce, din păcate, sunt informații false și există foarte multe studii științifice care sunt deja pe perioade lungi, de 10 ani, 15 ani, care arată că această tehnică de a pune implanturi și de a pune dinții a doua zi este o tehnică foarte, foarte sigură și nu este o diferență între tehnica aceasta sau tehnica clasică în care pacientul era lăsat fără dinți aproape un an de zile până ei se refăceau osul, îi se puneau implanturile și îi se puneau dinții fixi. Deci aș putea să spun că astăzi cel puțin este foarte cunoscută și acum am început puțin să intrăm în extrema cealaltă, în care din păcate sunt medici care spun că oferă tehnica fast and fixed, dar de fapt folosesc niște implanturi foarte, foarte ieftine și care sunt de o calitate inferioară și care nu dau garanția unui sistem original premium de implanturi dentare. Care este rata de succes a intervenției? Da, și mai era întrebarea legat de numărul de intervenții. Da. În general, facem în jur de 30 de intervenții pe lună, asta a fost anul trecut. Anul acesta ne propunem să ajungem la 50 de intervenții. Tocmai pentru aceasta am mai deschis încă 2 săli de operații. Avem astăzi practic 4 săli de operații în care putem să operăm zi de zi până la 6 cazuri de fast and fixed pentru toată gura, ceea ce este un număr, zic eu, încă destul de mic față de nevoia pe care o au românii. Pentru că trebuie să înțelegem că este o statistică care spune pentru pacientul trecut de 60 de ani, șansa ca el să rămână complet fără dinți este cam de 30-40%. Deci eu sunt sigur că în acest moment există minim 2 milioane de români care au nevoie de acest tip de intervenții. Dacă mă gândesc că eu pot să fac cam 50-60 de operații pe lună, tot este extrem, extrem de puțin. Și prioritatea mea pentru viitor este să dezvolt în continuare facilitățile noastre, să creștem în continuare echipa chirurgicală, cât să putem să oferim cât ori mai multor români această șansă de a avea dinți fixi pe viață.
Da, sunt unele studii care spun că românii sunt pe ultimul loc în Europa în modul de a-și întreține gura, igiena orală, dinții și... Da, aici avem foarte mult de lucrat, dar tocmai este un efort pe care l-am început acum mulți ani și pe care îl vom continua tocmai ca să reușim să ieșim din acel top. Deci aceasta este misiunea mea, ca toți românii să aibă dinți în gură fix și pe viață. Și referitor la garanție și la rata de succes a acestei operații? Noi ce putem să controlăm ca și specialiști? Putem să controlăm faptul că odată ce am pus un implant în osul pacientului, să ne asumăm responsabilitatea ca acel implant să se fixeze în osul pacientului. Și acest lucru se vede chiar la 6 luni de zile. La 6 luni de zile, când în jos provizoria, implanturile trebuie să fie fixate în os. Dacă cumva vreun implant nu s-a fixat în os, atunci îl înlocuim fără niciun cost pentru pacient. Și mai avem o perioadă cu lucrările pe termen lung, lucrările pe care le primește pacientul la 6 luni de zile, primește mentenanță gratuită care merge până la 2 ani de zile. Adică să aibă timp pacientul să învețe ce merge să mănânce cu acei dinți și ce nu merge. Adică pentru că dinții pe termen lung sunt gândiți că dacă cumva îi forțăm prea tare, să putem chiar să rupem un dinte decât să afectăm ceva în structura osoasă. Și asta este o perioadă în care suntem lângă pacient și îl ajutăm să-i întreținem acea lucrare, să nu fie stresat că s-ar putea să distrugă această investiție pe care o face el pentru sănătatea lui. Deci indicațiile postoperatorii sunt mâncare moale, igienă strictă și nu o să aibă niciun fel de problemă. Este foarte important ca, dacă vorbim de perioada imediat după operație, perioada aceea de 6 luni de zile, este foarte important ca pacientul, pe lângă igienă, să țină provizoria întreagă. Pentru că provizoria, practic, asigură succesul acestui tip de intervenție. Și de aceea pacientul trebuie să mănânce totul moale și cu grijă, pentru că dacă rupe provizoria, atunci cu siguranță riscul să piardă un implant este foarte mare. Așa, pe final de emisiune am o curiozitate, pentru că am auzit mai multe discuții cum că unii medici stomatologi nu ar fi de acord cu refacerea danturii într-un timp atât de scurt. De ce se opun sau de ce nu au încredere în acest sistem fast and fixed? Trebuie să înțelegem că și noi ca și medici și eu ca și medic sunt tot om. Da? Și automat îmi iau informațiile odată din literatura de specialitate, din cursurile internaționale, dar și din experiența personală. Probabil că și eu dacă la început aș fi avut eșec, dacă aș fi încercat această tehnică la început și nu aș fi reușit de fiecare dată să am succes cu implanturile să arate în acest fel, probabil că în loc să încerc să mă îmbunătățesc eu pe mine ca și specialist, aș da și eu vina pe tehnică. Da? Adică știința în ziua de astăzi nu ai cum să o combați. Adică odată ce există studii foarte clare care spun că 99% din cazurile de acest tip au succes, pentru un număr foarte mare de medici, pentru un număr foarte mare de pacienți, eu ca și persoană nu mă pot raporta eu să compar eu experiența mea personală cu experiența atâtor specialiști dinaintea mea care au practicat și au dus mai departe această tehnologie. Deci aici eu cred că medici care nu recomandă această tehnică pur și simplu preferă să raporteze la experiența lor personală. Adică și de cel mai multe ori medicul vorbește doar despre el. Cum îi spune pacientului, măi, nu-ți fă această tehnică pentru că nu o să meargă la tine, de fapt traducerea este, măi, eu nu am încredere să-ți fac eu această tehnică. Dar cel mai corect lucru ar fi dacă sunt medici stomatologi acolo care nu recomandă această tehnică și nu au încredere în această tehnică, să nu o practice. Să trimită pacienții către noi sau către alți specialiști recunoscuți în această tehnică revoluționară și să se gândească în primul rând la sănătatea pacientului și nu la propria persoană. Deci, referitor la beneficii, sunt la același nivel cu costurile intervenției. Se face repede, se face ușor? Încă costurile în România nu sunt la același nivel cu beneficiile. Costurile sunt mult mai mici față de beneficiile pe care le oferă această tehnică. Și inclusiv dacă comparăm cu orice fel de alternativă, cu implant dentar și cu un timp mai lung, costurile sunt mult mai eficiente, pentru că folosind niște implanturi premium putem pune mai puține implanturi pentru același număr de dinți și implicit costurile în total, mai ales că este totul gândit ca un pachet, pentru că se face o singură operație și astfel încât dacă am comparat cât ar costa fiecare implant, fiecare coroniță pentru acest tip de tehnică, am observat că avem costurile poate cu 30-40% mai mici
folosind această tehnică fast and fixed, decât să folosim o tehnică clasică în care punem mai multe implanturi, în care lăsăm pacientul fără dinți și abia după să punem dinții fixi. Deci nu are în prezent termen de comparație această tehnologie, această tehnică cu nicio altă tehnică pentru a pune dinți fixi într-un timp cât mai scurt. Deci sistemul fast and fixed egal o viață nouă, o viață frumoasă și o viață mai bună, pentru că asta ne dorim noi, să oferim pacienților noștri o viață mai bună, și eu cred este că oferim normalitate în cele din urmă. Adică nu mai trebuie să fie o extravaganță că ai dinți fixi la o vârstă trecută poate de 50, 60, 70, chiar și 80 de ani. Deci nu trebuie să fie o chestie wow, adică ar trebui să fie o chestie și la noi în România, ar trebui să devină asta normalitate. Vă mulțumesc, domnule doctor, pentru prețioasele informații și vă mulțumesc că ne oferiți ocazia să le arătăm celor care ne urmăresc cum pot să-și îmbunătățească cu adevărat viața. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și dacă aveți întrebări legate de subiectul ediției, le așteptăm pe pagina de Facebook A7 TV la secțiunea comentarii sau pe paginile clinicilor Dr. Leahu, unde vă va răspunde chiar domnul doctor la ele. Până data viitoare, nu uitați, alegeți sănătatea. Zâmbetul are beneficii medicale.